Elevii giurgiuveni și nu numai vor primi și anul acesta ajutorul de 200 de euro în vederea achiziționării unui computer. Este vorba despre școlarii care provin din familii al căror venit maxim pe membru de familie este de 150 de lei. Potrivit calendarului programului, depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului financiar se va face până la data de 21 aprilie. Documentele necesare care însoțesc cererea pentru obținerea sprijinului financiar sunt copia certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui sau ocrotitorului legal în condițiile în care elevul este minor. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz ale celorlalți membri ai familiei, adeverință de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția alocațiilor bugetului acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale, care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații. În anul școlar 2015-2016, 260 de elevi din județul Giurgiu au beneficiat de ajutorul guvernamental.